Doar vreo câțiva metri despart o casă de locuit de valul de pământ care vine la vale. Potrivit responsabililor de la secția Situații Excepționale Șoldănești, în doar o săptămână alunecările de teren de la Climăuțe de jos au înaintat cu aproximativ 20 de metri. După cum am fost informați la primărie din partea locului, primele semne ale alunecărilor au fost atestate acum 2 ani. În urma acestui proces, o casă de locuit practic a fost distrusă completamente. Atunci, pentru a minimaliza impactul, în regiunea respectivă a fost săpat un canal pentru scurgerea apelor. În pofida restricțiilor specialiștilor, chiar în imediata regiune, niște localnici au construit și câteva fântâni. Dar mi-a vrut Dumnezeu ce faci, că nu pot, nici nu pot mă duce, nici nu pot merge, nu pot, dar a noștri de sat oameni și nu sunt, nu te înțeleg, dar și să mai zic alții. Dacă ei știu genic atunci când a fost așa, când a fost la Chișinău mașina, să nu vadă mai mult, nu faceți o fântână. Azi, deci, s-o făcut una, trag apa în casă, s-o mai făcut una după acasă. Și el s-o făcut iar. Băi, oameni buni, dar ce nu faceți, bă, faceți voi înaintea acasă la voi? El nu era sub sal și așa, dar să duci. Că ia că la iază, dar domn primarul a zis că nu trebuie să iei apă grămadă. Dar două fântâni, iarna asta s-o făcut aici. Așa cum pământul venea peste casa socilor Cioban, conducerea raionului a venit cu inițiativa de a evacua pe aceștia în altă parte a satului. Sloiul de jos a alunecărilor de pământ a avansat undeva la 12 metri. În partea de sus, la izvor, au alunecat aproximativ cu 20 de metri sloiul de sus, care prezintă pericol la alunecarea și mai departe, mai sus de izvor a pământului. Pentru a studia evoluția procesului de alunecare la Climăuții de jos, s-au deplasat specialiști din capitală. Urmează ca starea de lucruri să mai fie apreciată și de angajații de la Ministerul Mediului, de a cui competență este întreprinderea acțiunilor corespunzătoare. Până una alta, pământul înaintează, punând în pericol mai multe gospodării.